Control în prima zi a mini-vacanței de 1 decembrie. Polițiștii din capitală au oprit toate mașinile care se îndreptau către drumurile naționale pentru verificări, în condițiile în care mii de români vor ajunge în stațiunile de pe Valea Prahovei în aceste zile. Oamenii legii au oprit toți șoferii care au ieșit din București prin zona de nord. Vrem să facem drumuri pe la rude în București, cât mai puține deplasare. Au fost date amenzi și pentru nerespectarea regulilor impuse în pandemie. Domnul Marinică, sunteți în timpul serviciului? De ce nu purtați masca de protecție? Contravenția de a nu purta masca este între 500 și 2500 de lei. Dumneavoastră, astăzi o să primiți? Nu, era teamă de amendă, m-am dat jos mai devreme, am vorbit cu cineva, am băut un suc și am uitat să o pun. În acest weekend, peste 10.000 de agenți de la rutieră îi vor verifica pe cei care pleacă pe rutele către munte. Sunt recomandări pe care le facem în ideea de a conduce și de a ne deplasa în siguranță pe drumurile publice. Suntem la datorie ca de fiecare dată și în această mini-vacanță. Din ce știm, sunt foarte mulți oameni care s-au deplasat în această mini-vacanță. Scopul nostru nu este de a sancționa, ci de a preveni sau de a veghea la respectarea legislației. Printre controle, polițiștii au verificat și dacă șoferii au mașinile pregătite pentru condiții de iarnă.